Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Azi vă prezentăm jocul Leap Day de la Nightrome, gratuit în Play Store și testat pe Orange Dive 71. Este un joc foarte original, în ideea că, deși este un titlu One Tap, avem de-a face cu un joc care în fiecare zi primește alt nivel, alți monștri, alt level design și alt concept de gameplay. În mare, ideea este cam aceeași. Avem un personaj de culoare galbenă, care seamănă cu un fel de Lilo and Stitch de la Disney, și el va sări printr-o serie de capcane și dacă adună destul de multe fructe, poate rebloca și un checkpoint, cum tocmai am făcut eu acum. Și tot urcăm, evident double jump-ul este sfânt și nu doar double jump și atât, ci putem să ne și lovim de țepi, pierzând o viață, deși e propriu spus viața aici, pentru că poți să încerci de câte ori vrei, fără nicio problemă. În cazul în care vă plictisește ideea de a vă juca un singur nivel, același nivel, de-a lungul a 24 de ore, puteți să le încercați și pe cele din zilele trecute ale calendarului, pur și simplu vizionând o reclamă. Astfel se deblochează un nivel din ultimele zile. Încă un checkpoint, hai să vedem dacă avem destule fructe. Da, avem. Un joc foarte simplu, la o adică se poate juca și cu o singură mână. Tocmai am fentat un monstru. Este un joc viu colorat, copilăros, cu o grafică de tip pixel art și un soundtrack de tip chiptune, deci țipă old school. Trebuie să ne sincronizăm cu trecerea celui fel de Bomberman nebun și iată cum am pierdut fix înainte să-l sărim peste el. O luăm de la început. E interesant că și-a explodat după, deci nu era de ajuns faptul că l-am dovedit. Și am pierdut din nou. Acum hai să vedem, intrăm aici. Evident că a apărut și o reclamă. Aici avem calendarul cu zilele oferite până acum și achievement-urile. Hai să jucăm ziua de 9, actură deblocată. Din câte știu, zilele jucate deja vor rămâne disponibile în calendar. Cele pe care le-ați ratat le veți debloca văzând o reclamă. Nightrome e cunoscută pentru jocurile sale simple, de tip, să zicem, Mega Man și One Tap. Iată, aici începem direct cu un monstru nervos, o caracatiță pe bază de curent electric. Nu vezi așa ceva în fiecare zi și cât pe ce să murim. A, e interesant, m-a și luat de la ce point unde am rămas, nu numai că mi-a dat voie să joc această zi, dar nu era cea mai strălucită zi. Plătind câțiva dolari, veți avea și posibilitatea de a scăpa de reclame. Și încă un checkpoint, din fericire. Nu este un joc foarte greu, necesită dexteritate și foarte multă răbdare. Încă un cufăr. Și dacă merge aici, iată, pentru 20 de ron, gata cu reclamele și avem toate nivelele la dispoziție, din câte știu. Lumea aplaudă, mai luăm niște mere, mai sărim niște țepi. Bine, acum va fi foarte greu. Trebuie cumva să sar din platformă în platformă și apoi și peste țepi. Hai să vedem cum facem. Dacă jocul ăsta apărea pe Game Boy pe vremuri, era un mega, mega, giga hit, ca să zic așa. A mai apărut și o reclamă, e un joc gratuit la urma urmei și hai să încercăm altă zi. Avem 9, 13 și 14 și să vedem cum arăta gameplay-ul pe 13 august. Este un action platformer gratuit în Play Store, se numește Leap Day, vine de la Nightrome și m-am distrat cu el de minune pe Orange Dive 71. În fiecare zi alt nivel, alți inamici, alt level design, dar rămâne conceptul de pixel art, de chiptune, old school, gameplay vintage, un personaj cu ochii goi. Opa, deja țepi încă de la început. Și iată, ne-au dovedit până să ajungem la checkpoint. E fix genul ăla de joc la care spui că hai să mai joc o dată, după aia gata, mă apuc de treburi serioase, îmi fac tema la mate sau proiectul de licență sau eu știu, ies pe afară cu prietenii și când colo se face a doua zi dimineața și tu tot te joci jocul de la Nightrome. Vă recomand să încercați și alte titluri de la ei. Băieții fac o treabă bună și scot jocuri destul de des. Hai să vedem cum facem aici, cred că trebuie să venim din coace. No, era murit. În fine, Leap Day, recomand să-l încercați. Eu l-am jucat pe
Orange Ice 71, mi-a plăcut. O să-i dau un 9,2 din 10. Îmi place conceptul original de schimba nivelul, inamicii și capcanele în fiecare zi. Cam atât la mobilisimo.ro. Vă recomand titlul 9,2 din 10. La revedere!